Domnule Nica, ce referendum organizați mâine? Înțeleg că are loc un referendum. După cum bine știu salariații din cadrul complexului energetic, cei care lucrează în condiții speciale, sporul de periculozitate ar fi trebuit să fie ajustat de fiecare dată când salariul minim brut pe țară crește. Anul trecut a rămas neschimbat la suma de 700 de lei și această sumă am obținut-o după greva din 2012, pentru că și noi, ca și organizații sindicale, dar în principal salariații, au înțeles situația economică delicată prin care trece mineritul, ca să nu vorbim de întreg complexul energetic Hunedoara. Iată că a avut loc o creștere în prima parte a anului 2013 la 750, în a doua la 800, acum discutăm de 850, iar în a doua jumătate a anului 2014 de 900. Toți salariații care lucrează în condiții speciale și beneficiază de acest spor de periculozitate ne-au solicitat. Și am răspuns nu că am fi avut nevoie de solicitarea lor, dar am considerat că neajustarea acestui spor de pericol trebuie amendată, spunem noi, după ce vom parcurge toate căile de dialog social printr-un meeting. În concluzie, în cursul zilei de mâine se desfășoară cel mai masiv, la nivelul unităților miniere, un referendum la care salariații membrii sindicatului Muntele, pentru că se pare că tot sindicatul Muntele este singurul care se ocupă de acest lucru, să răspundă cu da sau nu la întrebarea dacă sunt de acord cu organizarea și participarea la un meeting de protest, dacă acest spor de pericol nu va fi crescut de la 700 la 850 de lei, așa cum avem prevedere în contractul colectiv de muncă. Am solicitat întrunirea comisiilor de negociere către angajatorul complexului energetic Hunedoara să folosesc tot felul de tertipuri ale acestora pentru a înfrâna inclusiv organizarea și desfășurarea referendumului. De exemplu, astăzi, directorul sucursalei Divizia Minieră împreună cu inginerul șef producție al acestei sucursale s-au deplasat la Mina Lupeni să le explice, culmea, tocmai brigadierilor de la sectoarele de producție, că nu este momentul să solicităm o creștere a sporului de pericol, pentru că situația economică a complexului energetic este una foarte grozavă. Dar uită să le spună salariaților toate scurgerile celelalte de bani care se produc cu avizul acestor conducători, numiți pe criterii politice cei mai mulți dintre ei. Uite să le spună că și ei ar putea să facă niște economii în ceea ce privește cheltuiela banului provenit până la urmă din munca minerului și a energeticianului. Și ce îi deranjează cel mai tare, că dumneavoastră spuneați puțin mai devreme că minerii nu mai reprezintă o forță. Eu vă spun că încă reprezentăm o forță și tocmai de aceea se tem că acest referendum poate să ducă la o Nu mișcare mai de sunt ce au protest în fost vara aceea. odată, asta am spus. Eu nu Sigur mai că sunt 50.000, 55.000 de oameni. Numai suntem cotizația 10%. la 55.000 de oameni, sigur că mergea bine și echipa de fotbal, petrecea și Cosma prin Au fost Vegas. vremuri pentru care au Toate răspuns se fiecare la timpul lor. întâmplau. Adina Isipidu, pe care ați văzut-o deja într-un scurt cadru, este în studioul Mondo TV. Bună seara, Adina! Bună seara, Ionuț! Am văzut că ai fost în parapantă alături de Tomi Cocone. Telespectatorii noștri vor vedea aceste imagini inedite într-o ediție specială a emisiunii Oamenii Văijiului. Da, așa este, în ediția din 14 februarie. Așadar, o ediție specială cu un om extraordinar, Toma Cocone, un băiat pentru care Valea Jiului ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că s-a născut aici, pentru tot ceea ce înseamnă ca și expunere și reprezentativitate. Ce avem în seara asta la știri? În seara asta vorbim despre minerii din Valea Jiului, un subiect despre care ai discutat și tu cu invitatul tău. Ei vor afla, cei de la unitățile viabile, vor afla zilele acestea cine sunt investitorii care aduc bani în mineritul din Valea Jiului. Vorbim și despre crescătorii de animale din Valea Jiului care ar dori să se întoarcă la colectivizare, dar și despre faptul că vremea rece ne afectează și psihicul. Da, interesant.
Vremea caldă la fel, vremea rece la fel, nici nu mai știm cum este bine. Domnule Nica, ultima întrebare să răspundeți pe nerăsuflate. Înțeleg că ați cam fost în foi de boală în ultima perioadă. Muncă sindicală, când ați intrat ultima dată în mină? Anul trecut, concediul meu medical este în urma unei intervenții chirurgicale, deci, care am suferit justificat, la Spitalul Doreasca din București. Am priceput. Dar în mine când ați fost ultima dată? Anul trecut. Când? Anul trecut în martie sau anul trecut, în decembrie? Anul trecut. Atunci când am fost la serviciu, am fost și în mine. Da? Da. Cred că prin toamnă. Am înțeles. Mă bucur. Atunci sunt mulți oameni curioși care vor să știe aceste lucruri. Până la urmă, liderii de sindicat sunt bănuiți că nu prea intră prin mine. Nici nu asta este, până la urmă, esența activității unui lider de sindicat. Dar și asta. Este, dar trebuie făcută din când în când pentru a simți mirosul cărbunei și a nu uita. Dar a-l băga pe liderul de sindicat zi de zi în mină înseamnă să înfrângi până la urmă activitatea sindicală a liderului de sindicat. Ei, vă mulțumesc pentru că ați venit la această emisiune. Sper să o faceți ori de câte ori vom lansa invitații înspre dumneavoastră, așa cum ați făcut-o și până acum. Știrile Mondo TV, Adina Risipitu.